Bomba pensiilor explodează în România. Adevărul crunt s-a aflat abia acum. Calculele arată că după 35 de ani în care un angajat cotizează la stat, la pensie, acesta va primi o sumă situată undeva la doar jumătate din cât a plătit de-a lungul anilor. Economistul Adrian Codârlașu spune că, în medie, românii primesc pensie doar 12 ani după ce ies din activitate și cotizează la pensie 21,25% din salariu. Problema pensiilor este amplu dezbătută în ultima vreme. Politicieni se întrec în declarații, în timp ce calculele făcute de economiști arată altceva. Românii care au un stadiu complet de cotizare de 35 de ani nu vor primi neapărat o pensie care să le asigure un trai decent dacă au salariul minim pe economie. În plus, după ce se pensionează, mare parte din românii nu mai trăiesc să încaseze toți banii opriți de stat pentru pensii. Un alt aspect important este că, după pensionare, oamenii mai primesc înapoi o sumă mică din contribuția pe care au achitat-o, spre exemplu, după 35 de ani de muncă, un pensionar primește doar jumătate din cât a cotizat. Economistul Adrian Codârlașu atrage atenția că, în medie, românii primesc pensie doar 12 ani după ce ies din activitate și cotizează la pensie 21,25% din salariu. Pensia pentru salariul minim, după 35 de ani de muncă. Dacă luăm exemplul unui salariu minim pe economie de 3.000 lei brut, din care netul este de aproape 1.900 de lei, un român rămâne cu o pensie din care nu își permite deloc multe lucruri, potrivit calculelor, dintr-un salariu minim, putem spune că se duc la sistemul public de pensii 595 de lei lună pe lună. Iar după 35 de ani de muncă, dacă salariul rămâne același, un român ar primi o pensie de aproximativ 1260 lei. Când mă pot pensiona este o întrebare care îi interesează pe mulți români, fie că încă lucrează și urmează să iasă la pensie, fie că deja s-au pensionat, dar anticipat. Acum puteți afla în mai puțin de un minut data la care vă puteți pensiona, fie că e vorba de pensie anticipată, pensie anticipată parțial sau pensie pentru limita de vârstă. Tot ce aveți de făcut este să intrați pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice, să vă completați data nașterii și sexul, apoi aflați data pensionării. Se poate solicita recalcularea. Recalcularea pensiei, un subiect intens discutat în această perioadă, poate fi cerută de români, printr-o solicitare, alături de câteva acte necesare. Recalcularea pensiei se poate face în cazul celor care au realizat stagiul de cotizare după deschiderea dreptului de pensie pentru limita de vârstă, dar și pentru persoanele care au mai lucrat și după ce au împrimit vârsta de retragere și au ieșit la pensie. Așadar, după realizarea oricărui stagiu de cotizare după deschiderea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă, se poate solicita recalcularea drepturilor de pensie. Recalcularea pensiei pentru fiecare stadiu de cotizare de minimum 12 luni poate fi cerută de orice român.